Accidentul s-a produs între localitățile Maramureșene, Remeta Chioarului și Posta pe un drum comunal. Șoferul circula cu viteză pe un drum îngust. La un moment dat, cel de la volan ar fi vrut să schimbe muzica și n-a mai fost atent la drum. A ieșit cu roțile din dreapta în afara drumului și s-a speriat trăgând de volan stânga. Atunci mașina s-a rostogolit. Noroc că prin zona a trecut un alt șofer care a văzut mașina răsturnată și a oprit. Păi, veneam din oraș și am văzut mașina întoarsă cu roțile în sus, m-am oprit să văd ce se întâmplă și am încercat cu cineva să-mi pus mașina așa cum este acum, cu roțile, am întors-o de pe plafon și am văzut că este o victimă. M-am dus, am luat puls, am văzut că nu mai are, am sunat la 112. Dar șoferul era pe aici? Șoferul era, eu ieșit singur afară și aici cerea ajutor. Nu ți-o zici ce-o pățit? O zis că s-a uitat la casetofon, să schimbe muzica și a pierdut controlul volanului. Echipajele de intervenție au venit la fața locului. Din păcate, pentru pasager nu s-a mai putut face nimic. Murise pe loc. Nu s-a zis mult, dar a fost solicitat pentru un accident rutier cu victimă încarcerată. La sosire la fața locului. Pacientul dreapta față, unui autoturism personal, un stop cardiorespirator, s-a decis neînceperea manevrelor de resuscitare din cauza leziunilor incompatibile cu viața. Celălalt pasager, șoferul autoturismului, fără leziuni, sănătos. Polițiștii au deschis o anchetă și au descoperit că șoferul nu poseda permis de conducere. Din primele cercetări se pare că accidentul rutier s-a produs pe fondul unei viteze excesive și fondul lipsei de experiență în conducere, întrucât persoana care se află la volanul autoturismului nu posedă permis de conducere. Alcool a consumat? Alcool se pare că a consumat. Rezultatul fiind 0,06, nesemnificativ. Cadavrul pasagerului a fost transportat la morga Spitalului Județean Baia Mare pentru efectuarea necropsiei și a stabilirii cauzei decesului.